ordine al Ministerului Sănătății, parcările de bloc pot fi amenajate la o distanță de cel puțin 5 metri de ferestrele imobilului, iar în parcare sunt interzise activități de reparații și întreținere auto. Aceste prevederi sunt menționate în anexa ordinului pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Ordinul a fost aprobat de fostul ministru al sănătății, Eugen Nicolaescu, la 4 februarie, cu puțin înainte de închiderea celui de-al doilea mandat al său. Actul normativ mai prevede că la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit vor fi precizate și amplasamentele unor dotări tehnico-edilitare, între care platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere. Aceste platforme vor fi amenajate la distanță de minimum 10 metri de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite impermeabilizate cu asigurarea unei pante de scurgere, vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie. Tot la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit va fi precizat un amplasament destinat spațiilor de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific realizat conform normativelor în vigoare, astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor. Același act normativ face referire la amplasarea unor unități de producție sau servicii în vecinătatea blocurilor, fiind impusă de asemenea o distanță minimă față de ferestrele imobilelor de locuit. Conform aceleași norme, la parterul clădirilor de locuit se pot amplasa sau amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale, umane, fără pat și cabinete veterinare pentru animalele de companie, cu condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor. La parterul blocurilor nu pot însă funcționa unități de producție, în timp ce activitățile de birou pot fi organizate și la etajele imobilelor de locuit dacă se obține acceptul vecinilor direcți.